Serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei municipiului Reghin aduce la cunoștința beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne că începând de astăzi își pot ridica sumele cuvenite. Este vorba despre ajutorul acordat în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 70 din 31 august 2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece și hotărârea de guvern numărul 920 din 21 septembrie 2011. Banii care se plătesc de astăzi reprezintă drepturile bănești aferente lunii ianuarie 2012 și se ridică de la casieria primăriei, camera numărul 2. Beneficiarii trebuie să știe că sumele pot fi ridicate doar de către titularii de ajutoare pentru încălzirea locuinței, pe baza actului de identitate. Nu beneficiază de aceste drepturi cei care primesc ajutor social în baza legii numărul 416 din 2001. Programul casieriei cu publicul este de luni până joi, între orele 9-15, iar vineri până la ora 13.